Aceste imagini au fost surprinse în cartierul Cezar Petrescu din stațiunea Bușteni. Aici urșii au dat din nou iama la tomberoane în căutare de hrană. Nu se mai tem de nimic și la lăsarea serii își fac de cap pe străzi. Un localnic i-a filmat în stațiune în timp ce luau masa de seară la tomberoanele cu gunoi. Animalele nu se mai feresc nici de zgomote și nici de luminile puternice ca drept dovadă și au văzut în continuare de masă, deși cel care filma a îndreptat farurile spre ei. În mod normal, la sfârșit de toamnă, animalele sălbatice intră în hibernare. Urșii ar fi trebuit să se retragă în bârlog, unde rămân până în februarie. De vină ar fi vremea prea caldă, care le-a dat urșilor somnul peste cap. Specialiștii spun că o mică întârziere la hibernare nu-i afectează prea mult, doar că îi face mult mai predispuși la infecții. Aceștia devin vulnerabili imunologic și se pot îmbolnăvi mai repede.